Tura pentru weekend vă invită în acest sfârșit de săptămână la Teatrul Metropolis, la piesa Liei Bucnar, Peretele. Nu doar o poveste, ci două care se completează una pe alta, se influențează reciproc și chiar râd una de alta. Povești despre iubire, trădare, tristețe, de la lacrima în colțul ochiului și până la hohotul dezlănțuit de plâns, bucurie, de la zâmbet timid până la fericirea rotundă ca o lună plină. Povești despărțite de un perete. De ani de viață, dintre care mulți de artă. Galeria Senso prezintă o expoziție semnată de artistul plastic Alma Redinger, o manifestare cu caracter personal, dar nu și retrospectiv, ce reunește lucrări realizate în diverse etape ale vieții și creației. Una dintre temele aprofundate o reprezintă femeile în interior, citind, conversând, pozând, gândind, cântând, au constituit una dintre direcțiile tematice cărora artista le-a dedicat numeroase reprezentări. Actuală, agresivă, adevărată, este tema piesei De vânzare, în viziunea Gianinei Cărbunariu și însumează perspective, mărturii și întrebări legate de subiectul acapărării de terenuri în România ultimilor ani. Un spectacol ce implică publicul, transformându-l în participant. Cu dumneavoastră. Și mâna de lucru e destul de ieftină. Și disponibilă. Politica noastră a firmei este aceea de a conlucra. Vrem să conlucrăm cu agricultorii locali. Vrem să împlinim înainte de toate un scop social. Să ajutăm și pe ei să se dezvolte mai bine. O nouă expoziție Dana Art Gallery și Teatrul Odeon îl aduce pe Simeze pe Sorin Iosub. În operele sale recente, pictorul își propune o reevaluare a limbajului tradițional al picturii pentru a ajunge la un limbaj actual foarte personal. Sorin Iosub se afirmă ca un visător sentimental cu gustul misterului, al libertății și al creației.